Un kil de cireșe, 5 lei. Deci un suc de natural de portocale, 5 lei. Salutare, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit într-o nouă călătorie. O nouă călătorie de vacanță, iată că a început vara și în zare se vede capitala Bulgariei, Sofia. Noi trebuie să ajungem acolo pentru că avem un avion de prins, un avion care ne va duce tocmai în Antalya, un avion al firmei Pegasus. Dar până să ajungem în Sofia, dorim să vă mulțumim tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru. Și bineînțeles și celor care se vor abona, pentru că veți avea numai și numai de câștigat. La 10 minute de mers pe jos de aici se află aeroportul din Sofia. Iar parcarea noastră, Park and Fly, se află chiar aici. Avem intrarea de la 9 dimineața. Noi am mai parcat odată mașina aici și am fost foarte mulțumiți. De data aceasta o vom lăsa 7 zile, iar prețul a fost de 74 de leva. Gata, am parcat. Acum rămâne de văzut. În principiu mai avem vreo 3 ore până când va decola avionul nostru spre Antalya, să vedem dacă vom merge de aici pe jos sau vom lua mașina celor de la firma Park and Fly, pentru că în principiu transportul de aici la aeroport este gratuit sau, mă rog, inclus în acel preț. Aeroportul din Sofia, terminalul 2. Ne vom îndrepta către Pegasus, să vedem dacă sunt ok cărțile de îmbarcare pe care le-am downloadat de pe internet. Avem oareși ce emoții, pentru că ne-au trimis în e-mail că avem voie doar cu 3 kg în bagajul de la spate. Noi nu avem alte bagaje, nu avem carry-on, nu avem bagaj de cală. Sunt curios dacă ni-l va cântări acest ghiozdan, pentru că niciodată, cel puțin cu Wizz-ul sau cu Ryanair-ul, nu ne-a pus nimeni probleme. Acum sunt curios să vedem cum va decurge îmbarcarea cu Pegasusul ăsta. Am găsit zborul pe acest panou informativ. Și iată, la ora 12, Antalya, la ghișeul 13 până la 16, l-am și identificat, dar încă nu au venit băieții de la Pegasus, așa că ne vom mai învârti pe aici prin acest micuț și cochet aeroport din Sofia. Am intrat în posesia cărților de îmbarcare, ne-a liniștit, nu ne-a cântărit nimeni rucsacul din spate. Așa că dacă o să călătoriți vreodată cu firma aceasta Pegasus, chiar dacă primiți e-mail că aveți voie doar cu 3 kg în spate,
puteți să vă luați liniștit mai multe, că asta este numai așa la derută. O să ne mai plimbăm puțin prin aeroport, o să mai ieșim puțin și pe afară, pentru că mai avem vreo 2 ore la dispoziție. După aceea vom merge să facem controlul de securitate și controlul pașapoartelor, pentru că asta vreau să zic, de la 1 iunie totuși în Antalya, în Turcia, românii vor călători doar cu cartea de identitate, sau mă rog, nu mai au nevoie de pașaport. Am trecut cu bine de controlul de securitate, ne îndreptăm spre controlul documentelor. Și am văzut prețul la apă. Ce mă interesează pe mine cel mai mult în aeroporturi, 2,50 € apa la jumătate. Și ăștia stau bine, bulgarii, fac concurență cu otopeniu cu siguranță. Am trecut și de controlul documentelor. Pe data aceasta le-am făcut prin e-control, nu am mai trecut pe la autorități. Au aici în aeroportul din Sofia scanere pentru pașaport. Pui pașaportul, stai să-ți facă poză și ți se deschide ușa. În așteptarea avionului, ce credeți că face Angie? Haideți să vă arăt. Stai bine? Fantastic. Cu autobuzul ne-a dus și iată îmbarcare în sfârșit. Avem pe ultimul rând locurile. Acest Airbus A320. Se vede că a început vacanța. Iată, lumea deja este pregătită. A început vara, a început vacanța. Bine, o să te regăsim, Antalya. Gata, pregătiți de decolare. Haideți să vedem și decolarea de pe aeroportul din Sofia. În timp ce se ridică acest cal înaripat Pegasus, să vă povestesc de ce am făcut această alegere. Aveam de ales între București și Sofia. Am ales Sofia, deoarece am găsit bilet cu 90 de euro mai ieftin, 90 de euro de persoană. Deci pentru 180 de euro am preferat să venim la Sofia în detrimentul Bucureștiului. O decolare superbă, se vede ceva din Sofia. Să vă spun și cât a costat acest bilet, 100 de euro de persoană dus întors.
vă mai spun câte ceva despre această călătorie. Partea proastă este că nu am închiriat o mașină care să ne ducă din Antalya spre Chiemă. Pentru prima dată vom încerca să închiriem la fața locului. Am văzut cât ar costa dacă am fi luat-o online, cam 180 de euro aproximativ pentru 7 zile. Acum o să punem în balanță să vedem dacă se merită sau nu închirierea mașinii dinainte. Un zbor lin, un zbor de altfel foarte scurt, o oră și 45 de minute, Sofia, Antalya. Ne pregătim pentru aterizare, iar mai apoi, după ce vom face controlul documentelor, o să mergem să găsim o firmă de la care să închiriem o mașinuță care să ne ducă spre Chiemer. Gata și cu controlul documentelor, haide să aruncăm o privire asupra aeroportului din Antalya. Bine, am revenit în Turcia. E bine că nu stăm după bagaje, le avem în spate. Și probabil vom ieși în afara aeroportului. Tocmai a picat un copil. Vom ieși în afara aeroportului să căutăm o mașină. Welcome to Antalya. Din păcate, nimeni nu ne așteaptă. Încă nu am mai fost pe acest aeroport, suntem puțin dezorientați, dar cu siguranță Google Maps își va face datoria și ne va îndruma spre un rent-a-car. Asta este mașina pe care am închiriat-o cu această ocazie. O să-i fac și o scurtă filmare. Am ajuns în Kiriș cu mașina închiriată. Aproape de Miramar Garden Hotel. Aceasta este mașina pe care am închiriat-o. Un Fiat Fiorino. O să vă povestesc mai în detaliu în timp ce ne vom plimba prin resortul nostru din această seară cum a decurs închirierea acestei mașini. Miramar Garden Resort, check-in și apoi vă arăt în camera. În aer deja se simte atmosfera de vacanță. Aici am făcut check-in-ul la recepție. O să mergem spre cameră să vedeți ce înseamnă 65 de euro în Antalya, aici lângă Chiemer. Am primit un bungalow lângă piscină, camera 3111. Haideți
să facem cunoștință cu ea. Mai apoi vedem cum arată piscina și să bem o berică. Mai avem vreo oră până la cină. Haideți să vedeți o cameră de 65 de euro. Pe noapte. Cum intrăm în stânga, baie. Fel de fel de shower gel, șampon. Cabină. Avem totul curat, da. Angie, după tine, te rog. Să vedem balconul. Păi, în primul rând, patul. Un pat dublu king size. Foarte, foarte mare. Un șifonier, oglindă, birou. Un televizor Beko. Și balcon. O măsuță cu două scaune. Aici, lângă acest portocal cu portocale verzi. Asta este o cameră, dragilor, la Miramar Garden Hotel, un hotel all-inclusiv. Încă o dată repet, 65 de euro pe noapte. Mergem să vedem ce o să ne dea la cină. Până atunci, ceva bere, gin tonic. Și până ajungem la bere și voi o să vedeți piscina, haideți să vă mai spun câte ceva despre mașina pe care tocmai am închiriat-o. 226 de euro pentru 7 nopți. Atenție, avem limită de kilometri. 2000 de kilometri avem, sau mă rog, putem să facem pentru cele 7 zile. Ne-au mai pus oamenii ăia niște condiții, dacă aducem mașina murdară o să ne ia 10 euro, dacă se termină AdBlue trebuie să-l completăm tot din banii noștri. Apropo, mașina este diesel, deci este pe motorină. I-am și făcut plinul, mai mic prețul la motorină decât în România, încă nu am făcut un calcul. Dar deja de la acest restaurant se simte un miros. Oare a ce miroase? A mâncare. Perfect! Noi ne vom îndrepta spre bere, cum spuneam. Sau gin tonic. Cum spunea. Haideți că mai avem o oră de așteptat până la cină. Din ce vă dau bere Tuborg la halbă. Mai au și ceva băuturi alcoolice, suc de mentă, suc de lămâie, cafea, fel de fel de sucuri, orange, apple, ananas, apă, espresso, ceai. Tot felul de ceai. Toate sunt incluse în cei 65 de euro. Atenție, 65 de euro nu de persoană, 65 de euro de cuplu. Angie m-a părăsit. Și ce credeți că face? A lăsat băutura deoparte și a trecut pe tenis de masă. Se mai poate juca biliard aici. Chiar și darts. Nu știu ce-o fi pe aici. Hai să urcăm scările. Din ce se vede, și aici există o plantație de portocali. Dar se pare că avem o priveliște fantastică asupra chirișului, sau cum se cheamă această stațiune de lângă Chemer.
mama aici sus, iară vin mirosuri din alea de mâncare. Pe drum încoace am văzut o grămadă de cocoreci din alea mațe fripte și pui la rotisor. Vă dați seama că intenționăm să facem o excursie spre Pamukkale. Renunțăm, vă dați seama, la tot all-inclusive-ul de la celălalt hotel de unde vom fi cazați mâine și vom opri pe drum să băgăm câte o cafea din asta turcească, să băgăm ceva pui probabil la rotisor. Ne place tare mult să ne oprim pe marginea drumului aici în Turcia să gustăm din delicatesele locale. Abia aștept să văd ce are acest resort la cină. Asta este, am pierdut prânzul. Ce mai contează? După acel deal este Chemerul. Lăsăm pe Angie cu voinicul ăsta și cu tenisul în pace și ne îndreptăm la această masă și voi continua frumoasa băutură. Where are you from? Ukraine. Ukraine? Slava Ucraina. Fata era din Ucraina, ne-a invitat la un karaoke. Pentru că dacă suntem aici prima zi și prima dată în Antalya, așa i-am zis cel puțin, a spus că avem intrare gratis la karaoke, ne va lua un microbus de aici și vom merge 10 minute, vom bea, vom dansa, vom face fel de fel de iată. Free. Totul gratis, iată-o pe fată. Haideți să vedem totuși cum, thank you, haideți să vedem totuși cum va, hello, cum va decurge cina la acest hotel. Poate vă hotărâți, de ce nu, să veniți și pe aici, prin apropierea Chemerului. Ia uitați, de exemplu, cum arată aceste pulpe. Mesteci un pic în ciorbă să văd și eu ce e aici. Linte sau ce e asta? Extraordinar. Fel de fel de condimente. Tot ceva de pui. Spaghete, meatball, ne cam supără
muzica asta o să trebuiască să punem pe alt fond ce mai filmăm. Nu știu ce combinație am făcut aici de macaroane, mazăre, carne de pui. Eu legume. Angie mai mult pe legume a dat-o și un pic de ciorbă, că tot este un produs provenit din limba turcă, ciorbă, ceai. Și toate aceste mâncăruri sunt stropite cu un pahar de vin din producția locală. Eu am trecut la farfuria cu numărul 2, tot ceva carne de pui, ceva brânzeturi, ceva mazăre verde cu brânză și, bineînțeles, nelipsitul pahar rece cu vin roșu. Următoarea farfurie va fi cu dulciuri. Și după cum spuneam, am trecut la farfuria cu numărul 3, farfuria desertului și a fructelor. Am caise, portocală, vai ce bine miroase această portocală, pepene galben, ceva prăjituri. Asta este o baclava și, bineînțeles, un nou pahar de vin. Doamne ajută, va fi o seară și o noapte pe cinste. O cină pe cinste aici la Miramar Garden Hotel. Cel puțin pe burta mea se pot omorâ purici. O să ne plimbăm puțin, în fapt, de seară pe aceste alei interesante ale acestui resort. Vom merge cât de curând la somn, pentru că mâine va fi o nouă zi plină. Ne vom muta de la acest hotel la fratele lui mai mare, la Grand Hotel and Spa Miramar. Se tot schimbă numele hotelurilor aici în Altalia, încă nu am prins care-i șpilul. Ne vom revedea tot în acest vlog mâine dimineață, să vă prezentăm și breakfast-ul, sau pe românește, micul dejun. Până atunci vă dorim noapte bună
și să ne vedem tot în acest vlog dimineață. Bună dimineața de la Miramar Garden. Neața bună, a doua zi de Antalya. Astăzi ne vom muta la hotelul principal, unde avem rezervate 5 nopți. O să vedeți în al doilea nostru vlog din Antalya condițiile de la acel hotel. Dar deocamdată mergem să luăm micul dejun aici la Miramar Garden. Nu v-am spus, pentru cei care doriți să veniți aici în această vară, nu v-am spus programul restaurantului. Haideți să-l și vedem acum. Deci, micul dejun de la 7:30 la 10, un mic dejun mai întârziat de la 10 la 10:30, prânzul de la 12:30 la 14 și cina de la 19 la 21. Tot ce este aici la restaurant este inclus în prețul pe care l-ați plătit pentru rezervarea la Miramar Garden. Haideți să vedem cum arată micul dejun la acest frumos restaurant. Și așa îmi arată farfuria la micul dejun, am aranjat-o puțin. Iar la Angie, ceva mai mică, ea își savurează printre altele și cafeluța de dimineață. Am trecut și la desertul micului dejun, pancakes cu ciocolată și stafide, 5 caise foarte, foarte dulci și tradiționala cafeluță. A venit timpul să ne luăm la revedere de la Miramar Garden Resort. O zi tare faină, tare interesantă. Dacă vă hotărâți să vă cazați aici, vă spun că nu aveți ce să pierdeți. Un raport preț-calitate extraordinar. Nu am avut timp să filmăm mai mult din interiorul acestui resort. Nu ne-a permis timpul, din păcate. Dar noi astăzi vom merge la un alt resort frate cu acesta, ceva mai bun din punct de vedere calitativ, pentru că și recenziile de pe Booking și de pe Google Maps, acel hotel unde vom ajunge astăzi, Grand Miramar Hotel and Spa, se pare că are recenziile ceva mai bune. Dar ați văzut condițiile la acesta
65 de euro pe noapte cât am plătit noi pentru două persoane, mi se pare un preț de-a dreptul extraordinar. Asta a fost, dragilor, primul nostru vlog din Antalya de pe anul 2024. Iată că a început vara, suntem deja în iunie, începe sezonul vacanțelor, începe sezonul concediilor. Dacă v-a plăcut acest hotel, puteți să îl căutați prin sau pe Booking sau eventual prin alte agenții, voi știți. Ne bucurăm dacă v-am putut ajuta într-un fel, în vreun fel, cu vreun sfat, cu vreo idee. Dacă mai aveți nevoie de alte informații, de ce nu, puteți să ne scrieți. Vă răspundem cu drag la fiecare în parte cât de repede vom putea. Așadar, tot de aici, din Antalya, de lângă Kemer, va fi următorul nostru vlog. Repet, Miramar Grand Hotel and Spa. Vom merge acolo, vom face check-in-ul, vă vom arăta cu siguranță camera, să vedem ce facilități are, piscină mare, de ce nu. Dar până la vlogul viitor ne vom bucura de soarele Antaliei, ne vom bucura de tot ce ține de o vacanță în Turcia. Marius, Angie, vă mulțumește încă o dată că ne urmăriți, vă mulțumim că v-ați abonat la vlogul nostru, la canalul nostru de YouTube. Vă dorim toate cele bune și tradiționala noastră urare, care va deveni pentru totdeauna și pentru toată lumea: călătorește, banii se întorc, timpul niciodată.